Vești bune pentru pensionari! Simona Bucura cu noul ministru al muncii, a anunțat astăzi că pensiile vor fi plătite mai devreme luna august. Decizia vine ca urmare a zilelor libere din perioada 12-15 august, când va avea loc sărbătoarea dormirii Maicii Domnului. Pensionarii care au optat pentru plata pensiei prin mandat poștal vor primi bani în perioada 1-11 august, iar cei care primesc banii prin cont bancar vor primi pensiile în perioada 9-10 august. Persoanele cu dizabilități vor încasa banii de la Agenția Națională pentru Plăci și Inspecție Socială în data de 11 august.